Pericolul neisprăviților este al cincilea volum îngrijit de Richard Constantinescu, iatro-istoriograf, medic și publicist, cel care de mai bine de un deceniu, cu admirabilă credință și insistență, cercetează tot ce înseamnă creație și biografie Grigore de Popa. Ați văzut un savant serios, un om vertical, un om etic, dar hai să-l vedem pe îndrăgostitul Grigore de Popa. În aula Universității de Medicină și Farmacie Grigore de Popa din Iași, studenții de azi au aflat cine e patronul lor spiritual, care ar putea să le devină un puternic motor motivațional, dincolo de un nume de instituție. Noi purtăm numele acestui savant, Universitatea poartă numele acestui savant. Eu consider că este chiar o datorie a corpului academic să cunoască cât mai bine personalitatea acestui mare medic care a fost Grigore de Popa. Copil sărac, orfan de mamă de la 5 ani, Grigore de Popa a venit la Iași la liceu din Șurănești Vasluiului, cu ghetele rupte și fără palton. La 15 ani a tradus 1000 de pagini dintr-un tratat german de medicină. Geniul său a strălucit în toate domeniile în care a activat mai târziu. Dacă citiți partea neștiințifică, se spune nemedicală, a scrierului Grigore de Popa, ele sunt atât de actuale, noi vorbim că Shakespeare e actual, Caragiale este actual, Grigore Popa este azi, da? Și mă tem să nu fie și mâine. Dacă România n-ar fi fost confiscată de comuniști, Grigore de Popa ar fi putut să primească Nobel pentru cercetările sale. Ar fi putut să conducă sisteme medicale, dar caracterul lui nu i-a îngăduit compromisul. Și-a iubit familia și cei 4 copii, dar nici măcar pentru ei n-a făcut derapajele altor mari personalități din epocă. Fraților, puneți mâna și căutați-l pe omul ăsta, nu o să regretați. Fiecare dintre voi poate fi un Grigore Popa, mai mult sau mai puțin. El a avut geniu, a avut spirit, voi sunteți harap alb. Grigore de Popa a murit la 56 de ani în plină puterea creației. A fost îndepărtat din viața academică, urmărit și terorizat de comuniști. Avem azi privilegiu să-i cunoaștem gândirea, viziunea și caracterul măreț, prin textele sale recuperate din manuscrise și din publicațiile din epocă. E un exemplu greu de urmat în orice epocă, dar care ar putea să inspire o nouă generație.